Muzeul Apei din Timișoara a găzduit un eveniment extraordinar la 110 ani de istorie tehnică, arhitecturală, organizațională, științifică și educațională. Evenimentul a celebrat anul 1914, borna zero a primei forme de organizare a serviciilor publice din România, an în care s-a semnat înființarea întreprinderii de apă canal a orașului Timișoara, ACOT. Evenimentul organizat de Aquatim, numit de la ACOT la Aquatim, s-a desfășurat sub forța spirituală și artistică a maestrului Ștefan Popa Popas. De astăzi, muzeul nostru se poate numi liniștit Aquatim Maestra, pentru că am primit binecuvântarea unui maestru și am vernisat expoziția sa. Lucrări deosebite într-un cadru pe măsură și o emoție aparte, iar rămâne deschisă vizitatorilor până pe 21 septembrie, transmit reprezentanții Aquatim.